În această dimineață, la ora 10, s-au afișat rezultatele la examenul de bacalaureat. În județul Mehedinți a fost înregistrată o medie de 10 la Colegiul Național Traian. În acest caz, probele examenului au fost susținute la limba română, istorie și geografie, unde candidatul a obținut 10 la toate cele trei materii. Următoarele medii pe județ sunt 9,93 tot la Colegiul Național Traian și 9,90 la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Astăzi s-au afișat rezultatele la examenul național de bacalaureat. Am avut 1736 de înscriși, 1612 prezenți și 124 de elevi nu s-au prezentat. Am avut într-adevăr un număr de 619 copii respinși, iar ca și procent suntem lângă procentul de 61%, puțin mai mare decât anul trecut cu 3%. Într-adevăr, suntem sub procentul pe țară, care este de 77%, ceea ce nu este un lucru favorabil județului nostru. Va urma perioada de contestații, rezolvarea contestațiilor, iar apoi rezultatele finale. Topul județelor cu cele mai multe medii de 10 la bacalaureat este următorul: Prahova cu 15 elevi, Galați și Vâlcea câte 9, Cluj și Iași câte 8. La polul opus, unde nu a fost înregistrată nicio medie de 10, se află județele Alba, Brașov, Argeș, Timiș, Ilfov, Călăraș, Giurgiu și Tulcea.